Ia, hai, Mihaela, zi, cum se prezintă următorul nostru invitat? Salut, sunt Dumitru Talmazan, am certificare Facebook Digital Marketing Associate, certificare MBA Executive, wow. Sunt antreprenor digital, speaker internațional și expert în digital communication. Wow. Exact așa se prezintă următorul nostru invitat. Care este alături de noi, da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și vă mai mers! Eu sunt Mihaela. N-ați scăpat nimic? Dumitru, speaker internațional. Da. Mihaela, prezintă alături de Anatol emisiunea telematinală. Da, asistentul Mihaela sunt. Dacă ceva întrebări, eu fac în senior momentul ăsta. Voi vorbiți, începeți. De fapt, acum, pe tot parcursul emisiunii și zilei, o să auzim tare des că astăzi este marcată Ziua Internațională a Instagramului. Da, acum 12 ani. Sărbătoare. Da, sărbătoare mare, nu? Sărbătoare în sat. Cum sărbătorești? Cum ai de gând să sărbătorești? Stâng internetul. Oh, bună sărbătoare. Știi, moment de detox. Detox. Bun. Ce e weekend, să facem de ziua de naștere. Superb. Știi, unii nu-și numără zilele. Ai zile de naștere. Da. Ce am să nu îmbătrânească. Așa și noi. Liniște. Liniște. Super. Platforma asta Instagram a pornit de la, practic, o aplicație în care s-au postau poze și acum algoritmii s-au cam schimbat, conținutul video este mai mult la putere, dacă putem spune așa. Care sunt, nu știu, lucrurile care ar funcționa pentru a avea un cont de Instagram cu mulți urmăritori? Tu știi cât te aștepta? De la început de emisiune, da, tot like-uri. Da, eu de obicei sunt persoana care întristează oamenii. Așa că Mihaela nu era pregătită de momentul ăsta, cred că. Da, adică este, și în Instagram este vorba asta. Înainte era timpul când, acum deja nu mai este așa. Vorbind de start, știți care a fost prima poză în Instagram? Da, ne-am informat. Acel câine care ți-a zis la poza. Dar este foarte interesant. Instagram este un fenomen tare interesant, pentru că este un business eșuat din start. Pentru că el a concurat, este prietenul Zuckerberg, el a concurat cu toate rețelele sociale și nu s-a primit. După care ei au scos tot din trânsul și au lăsat o singură funcție, posibilitatea de a fotografia. Și dacă vă amintiți voi, da, voi... Nu ne amintim, că amintiți, suntem un pic galbi. Dar de mine. Când a apărut Instagram, erau vreo 8 filtre. Da. Și ei au băgat un concept care se numea foarte simplu, posibilitatea de a deveni fotograf. Adică tu puteai orice poză în 2D să faci, îi pui un filtru și de-amă ești frumos. Artistic. Da, și like-uri și comentarii. Și, și atunci el a făcut un fel de job to be done, se numește așa, simplitatea asta, în care tu poți, printr-o poză, și atunci a fost premiul Oscar în 2014, când acea poză cu toate starurile. Da. Deci el a devenit așa o platformă care a dat o altă viață. Și ei spuneau, acești Kevin, mă tincă, unul din proprietari, că noi am intervenit într-o perioadă favorabilă. Noi ne-am mers un fel de. Pentru că a apărut internetul, 3G-ul, aplicațiile, telefoanele și Instagram a dat altceva decât dădeau toate restaurațiile sociale. Dar acum nu mai este așa, nu mai funcționează. Îmi place că vorbești, a fost. Da. Acum este un, după care Zuckerberg s-a dus la prietenul lui și a zis că dați, luăm și mă familie mare și acum Facebook, WhatsApp și Instagram este un ecosistem și el este un instrument care lucrează mai mult în baza algoritmilor sau și cu algoritmii Facebook pe publicitate, iar pe partea organică de postări o intervenit așa o chestie. Noi suntem într-un surplus de informațional. Dacă înainte gazeta colorată, asta era wow efect. Da. Azi deja nicio papetărie nu te mai miră. Respectiv, înainte, puțin creatori erau de conținut. Azi sunt foarte mulți. Oricine, publică, tăci se nișcă. Da. Și atunci, de aici a intervenit. Noi suntem prea mulți și fluxul informațional e mare și noi nu mai avem acest element că de să pun like pentru că n-ați mai văd. Nu am pe urmă, mai pe urmă. Și a intervenit monetizarea. Monetizarea a spus că dacă afacerile vor să intre în Instagram, există așa algoritm, să vorbim și în Harry Potter language, CPM. Este dat publicitate, în general se calculează după cost pe 1000 de afișeri. Da. Și respectiv, el spune că dacă voi vreți să apareți la oameni în lentă, în feed, atunci voi trebuie să plătiți câte ceva pentru 1000 de afișeri. Și că acum noi avem aproape 1 milion, dacă nu greșesc, de utilizatori în Moldova, dacă vorbim din Moldova, și ca tu să faci business și să te vadă oamenii, te văd în jur de 5, 3, 10, 15% de oameni care ți-au dat like la pagină. Așa. Da, să înțeleg că asta e unica modalitate, promovarea plătită ca să fii mai sau, vizibil. Sau, ești ceva, tu notezi aici. Sau ceva mai strașnic. Care se numește content marketing. Oh, adică trebuie să creezi conținut viral. Mult și consistent. Viral, de asta care se... De obicei asta e ha-ha-hi-hi.
Așa. Eu trebuie să mă trezesc. Trezește-te, dar te trezi din la trezesc. Tocmai zis să vis ca dar. Tu vorbești cu noi. Azi nu zi Instagram. La 8.30. Și respectiv, dacă tu vrei să ai o vizibilitate mai mare, trebuie să creezi conținut unic. Și câteodată îți primești, nu știu dacă ați observat la voi în Instagram, pui o postare, o postă, două, și una așa buhnește, da, cum da, spune. Da, da, da. Dacă asta e constant viral. De obicei da? Video. Video da. Acum este foarte indexat. Uh-huh. Și dacă acolo încă mai este ceva interesant, ceva unic, ceva wow efect, așa. El o să aibă un impact mai mare decât pur și simplu postări de bună dimineață. Dar e important chestia să fie interesant sau nu? E foarte important să fie relevant. Aha, deci relevant. Sunt actual? Așa, actual, sunt așa zisele signals. Uh-huh. Adică se zice, el, în regiunea ta trebuie să fie relevanță pentru audiența ta. El trebuie să fie instant, acum. Nu știu ce a fost în 96. Uh-huh. Și asta trebuie să fie engaged. Adică like, share, comment. Trebuie să aibă interacțiune. Da, eu am o curiozitate. E adevărat ceea ce am citit, că atunci când postăm, de exemplu, o fotografie sau un videoclip și dacă postarea apare mai multor oameni care ne urmăresc și aceștia nu dau like, cumva Instagram-ul interpretează că nu e interesant, deci nu ne mai arată nici celorlalți. Da, deci există așa rețele ca anaclasnice. Să-i pomenim. Există Facebook-ul, Instagram-ul și TikTok-ul. Da. Patru rețele sociale de bază. Acum, voi aveți cont în Ana Clasnic? Da, am, să-l pomenim de bine. Te-ați dat noaptea, intră așa sub piernă și se uită. Îi spune, nu. Asta că acum mănânci după șase. Nu, n-am Ana Clasnic. Te rog frumos. Păi uite, când vorbeam de CPM, care este logica de ce el penalizează? Dacă eu fac ca tu să-mi dai follow mie și creezi conținut nerelevant, nereacția ta la postările mele înseamnă că ție nu ți-ești interesant. Mm-hmm. Și dacă eu odată ați postez ție nu interesant, a doua oară, tu să ieși din Facebook, din acel anaclasnic și nu o să mai intre. Și anaclasnic ne-a pierdut pe noi ca CPM, el nu poate să facă bani pe mine. Poza mea, feed-ul meu, nu este disponibil pentru afișare, că eu nu sunt online. Uh-huh. Și atunci Facebook și Instagram și TikTok-ul luptă cu contentul cât mai interesant. Este așa în marketing cu regulă. Dacă tu nu plătești pentru produs, tu ești produsul. Adică noi suntem produsul Facebook-ului, Instagram-ului. Faptul că eu acum nu sunt online, el pierde bani. Deci el spune că, aha, trebuie să facem așa interesant, că Dima când deschide ochii la 8.30, da. Să nu primul lucru, alarma, dar să uite da, primul lucru își face, nu se uite și cu femeie, cu ochii, este și acolo, nu pus nimeni like. Adică asta este această reacție și cât mai mult treci online, cu atât mai mult publicitate tu vezi, dar asta înseamnă că el face bani. Uite, mai este aici, relevanța contează. Așa o întrebare mai este aici, ce este furtul de identitate? Asta este foarte vesel. Asta nu e strașnic, dar e vesel. Deci noi avem o situație destul de gravă la nivel de consumul ecologic a online-ului. Adică oamenii un fel de s-au trezit peste noapte cu acces la satelit, da. Cu această zonă euforie că ai pus o poză și cu mătră Valea a dat like, da. Și înseamnă că m-a văzut tățatul, dar nu te-a mai văzut tățatul. Respectiv, noi suntem în zona în care oamenii au început să folosească de asta. Ca cu SMS-urile și banca. Da? Erau așa un val. Da. Da, da. Furtul de identitate are două chestii. Prima chestie este că fiecare om care are pagini de Facebook sau Instagram are cont de publicitate. Adică și-ar putea transforma contul în unul... Nu, el are chiar așa la naștere, îți dă. Îți dă un cont de publicitate. Bine, da. Undeva el este? Tu poți nu umbli la dânsul. Dar el este. Și respectiv, eu dacă îți for contul, eu pot să-mi promovez produsele mele din numele tău. Așa. Și tu îți plătești la Facebook. Așa. Și a doilea moment este, Facebook-ul nu permite, și asta este foarte important pentru cei care fac business, dacă tu faci business. Când creezi o pagină nouă, Facebook nu recomandă măcar o lună de zile să nu faci promovare. Să nu faci? Să nu faci. El recomandă să nu faci promovare. Promovare plătită? Da. Aha. El vede când s-a născut un om, el nu poate să alerge. Adică el spune că trebuie să treacă o leagă de timp, să faci postări, să interacționeze oamenii, organic, să-l grad să în credit. Da. Și atunci când eu vreau să vând jeans în Taiwan, astea, știi, Adidas de ăștia, Abibas. Da. Care sunt original. Da. 450 lei. Cum spun turcii, original. Original. Come to me. Adică, ca eu să le promovez, dacă eu creez o pagină nouă, eu nu pot să-i promovez, pentru că mă blochează. Și atunci eu fur pagina ta și din numele tău promovez genți în Taiwan. Trebuie să avem mare grijă cu chestia asta. Da, deci aici este trei reguli foarte simple. Nume, prenume, cam buletin.
Perioada când noi am intrat internet era așa o rețea socială Mirc. Da, știți? Da, da. Nu era atunci. Eu garantez că nu era atunci. Eu țin minte, eu eram. Cum se numea? Mirc, da. Era pur și simplu așa un feed și trebuie să reușești să scrii. A să-l pălăsă. Să-l pădea, salut, să-l... Salut, cum ziceam, număr telefon. Era o abreviere, mai rău ca azi că mor. Eu am prins ICQ, e mai târziu, da? Asta, chestia asta, da, da, da. Dar asta era o rețea socială. Noi la internet club ne dușem și pământăi dorul. Eu-s bătrân, da, noi stăm până când apărea poza. Da, și acolo te-ți vorg eu într-o lentă. În care logica vine? Că înainte era fișca de ID. Nick. Da, da, nickname. Știți, erau, la mine Nick era Dimca. Da, ca pe Faces, cum e. Chisca 86, ca toate nickurile astea. Acum noi suntem în era personalității. Deci noi nu suntem în era să te ascunzi după un profil fake. Noi suntem în era când tu trebuie să ieși ca personal branding. Branding, da. Chiar am vorbit azi. Am vorbit azi. Păi dar noi sărbătorim, 6 octombrie. Se va trebui la Instagram-ul, sigur. Respectiv, asta înseamnă că numele de pronume trebuie să fie ca în buletin. Pentru că atunci când te vei bloca, dar te blochează din întâmplare sau intenționat, pentru că ai încălcat regulile, ai făcut share-uri, ai făcut concursuri, tu trebuie să te autentifici ca om. Și atunci, dacă nu coincid numele prenumele, el nu te deblochează. Adică dacă eu sunt Mihaela Rodenco pe Facebook, dar în buletin sunt Maria Mihaela Rodenco, ar trebui să-mi schimb. Da. S-ar putea să am probleme. Pentru că poate trezește caze ultima sărbătoare. Că Maria, Mihaela, înțeles, dar Maria unde e? Asta poate da, fi. Da, și mie asta. Și ocazii tu. Și ocazii Mihaela, Maria unde e? Îmi la Maria. Să termină așa literie. Da. Respectiv, asta e prima. Al doilea, parola nu trebuie să fie fix ca la alte rețele sociale. Asta e trebuie să fie complexă și ideal nu ca parola de la e-mail. Mulți folosesc e-mailul ca login. Și ca să nu sunt... Da, să nu uite... Ei folosesc parola. Deci e ca nume, prenume, ca în buletin, parola și poza. Nu trebuie și floare, nu trebuie și fon, trebuie și tu. Dacă vrei ca să nu ai blocare. Pentru că asta să-ți ajute în momentul când tu vei nimeri într-o zonă de spargere, când îmi fur de date cu caracter personal, tu să poți să le restitui. Și nici într-un caz nu clicăm pe link-urile astea. Dacă nu ți securizezi contul, spargă, n-a sploa în sat, a spus și plată. Am un videoclip cu tine, de click. Dacă nu, și încă acolo scrie Facebook, securizezi că de astea. Facebook niciodată nu scrie, nici Instagram nu scrie în comentarii, în privat, ei nu inițiază discuția. El poate scrie pe e-mail și acolo este e-mail, dar noi pe an deblocăm mai timp vreo 100 de conturi, minim, persoane publice, politicieni, oameni simpli, lucrători angajați, adică nu contează și cu știu cum tu, tăiețaua asta, nu, și el zice da, n-a păsat, dar așa și dacă s-a păsat. Și atunci, furtul ăsta de date, sper conturi, cred că știți, persoanele noastre publice, nu odată. Da, câte au fost scandalul. Și noi, vreo jumătate din ele, noi eram în spate la partea de deblocare. Credeam că erați cu partea cu furtul. Cu interesul. Noi doar știm care să fie. Respectiv, trebuie să aibă oameni grijă, pentru că online-ul, ai menționat de MBA. Da, o chestie foarte serioasă. Da. În Londra făcuseram partea de securitate cibernetică. Este școala de business și master și acolo la noi era consultantul Margaret Thatcher, profesor. Și el spunea o chestie foarte simplă. Noi trăim într-o perioadă a unui bol transparent. Deci tu nu poți să nu fii. Tăți știu despre tine, tăți. Camerele, toată baza de date, acest big data se adună. Deci aia, tu poți numai să fii acolo corect și să încerci cât mai ecologic să ai o prezență de consum. Maxim ce poți să faci dacă tu zici că nu, eu nu știu asta, să-ți iei un telefon cu cnopșe și să duci într-un sat în care nu există camere de supraveghere. Dar tot nu e garantat, pentru că există Starlink-uri și mai departe. Da, adică deja noi trăim într-o perioadă în care asta nu este genul mă ating că Big Eye se uită la noi fratele și mai mare, acolo, și acolo, tot asta. Nu, eu, dacă ai și să ascunzi, înseamnă că păzea. Dacă nu ai grijă, pur și simplu, ecologic, să nu fii spart la nivel de ăsta banal. Este așa element ca phishing, când te duci în aeroport să iei internet gratuit. Da. Poți spune, introdui e-mail-ul, uite la un video, fă două cercuri. Apoi că deseori, vis-a-vis de tine, stă un băiețel cu calculatorul pe genunchi, el face share la internet, stoarce datele, ăsta se numește phishing. Te pescuiești. La răbalcă. Și atunci, asta este o perioadă în care noi trebuie să fim foarte, 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 foarte atenți. Dumitru, tu ești persoana care a instruit foarte mulți freelanceri, inclusiv, și acum foarte mulți antreprenori din diverse domenii îți cer sfatul. Da. Spune-ne trei nume de care ești foarte mândru.
Nume de ce? De persoane publice pe care le-ai instruit, poate, eventual. Foarte mândru de Ion Palad. Da? Da, Ion are, ești pe Instagram, Ion în Facebook și în YouTube, a fost pe România, foarte, foarte fain avea activitate, dar pe Instagram mai puțin. Și acum, dacă o să vedeți, îl face stories-uri. Da, da, da. Deci, foarte, a fost creșterea în zona asta. Nu știu ce mi-a venit Ion primul ca format. Am cu persoane publice colaborat cu Olga Manciu. Noi și acum ținem legătură. Acum a plecat în Londra, este da, în da. Zona aceea. Olea Tira, tot din persoane publice care... Dar tu ce sfaturi i-ai dat lor? Iată, ca să... Eu pur și simplu am fost alături. Mm-hmm. Da. Făcut stories, ai fost alături? Nu, există, uite, există, ei sunt niște surse de conținut, și ei n-au nevoie de mine ca eu să spun cum tu trebuie să fii. Dar există niște instrumente tehnice sau niște sfaturi la nivel de împachetare, securitate, strategii, conexiune dintre canale, adică există conexiunea asta instrumentală. Noi doar am fost un suport mic în formatul de a face asta un pic mai vizibil. Dar foarte important e suportul ăsta. Câteodată el este... Câteodată, măi, am un conținut bun, dar da, nu știu cum să-l aduc. Nu știu cum, da, nu mă sau vede am nimeni. Impresia că mă văd tăt. Da, da. Asta încă e mai strașnic. Da. Da, și fiecare dimineață trezești tu crezi că tot știu de tine. Știi, este așa o vorbă legat de freelancer și influencer, că dacă tine te întreabă cum te cheamă, tu nu ești influencer. Bun, mulțumesc. Da, îți mulțumim tare mult, am învățat atâtea chestii. Cu drag. Nota la ieșire, da? Mihail, eu sunt asistent. 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 Mihail,